Cafea se pune în cană caldă, că nu-și pierd aroma, așa am văzut la televizor. Ia-mă, spune-mă. Mamă, spania, asta e pentru Natal. Mulțumesc! E bună, e bună. Bună cafea ai făcut, lămâie. Îmi place. Tăticule, mă duc până afară să văd ce face ea cu plecarea. Cum o să fie, mă, Aurica, asta cafea bună? Că asta e spălatura de vase, mă, Aurica. Gustă! Uite, gustă să vezi. Aurica, tu ți-aduceai minte ce cafea bună făcea juvăierul nostru acolo, la jar, afară, mă? Nu-l mânia pe Dumnezeu, bă. Și cafea asta e bună. Orice ar face spălăcita și cu... Fochiul ăsta nu e de nivelul lui juvaierul nostru, mă. Că pe fochiul ăsta l-a născut o româncă curvă și l-a crescut Cristofor ăsta, l-a crescut prost. Da, tu pe genul l-ai crescut bine. Da, o bătea pe stampiere de cădeam cu o moară. Da, sunt bătată, nu mai știa de el. Bă, eu nu te las să vorbești rău de băiatul meu care a fost un sfânt și pe care l-am crescut bine. L-a crescut bine, da, vindea droguri. Te morți numai de bine. Ce făcea, mă? Gianni, înainte să moară, vindea droguri. Nu mai mențe, mă. Nu mai mențe, mă, Cristofoare, mă. Mă, nu mai bat jocorii numele lui băiatul meu, care a fost un sfânt, care e mort. Bă, Aurica, bă, dar tu ce dracu ești în casa asta, mă? Tu ești bărbat sau ce dracu ești? Cristofoare, eu nu cred. Asta mi-e crucea, Aurica. Mi-a spus Șoni. A aruncat drogul în foc. Uite acolo. De ce nu mi-ai zis nimic până acum, mă? Era multă tristețe. O negrimă! Cum te rabdă Dumnezeu să pune greș pe copilul meu mort, mă, Cristofoare, mă! Aurica, știi că nu mint. Nu o să mă apuc acum. Asta e adevărul. Asta-i adevăr! A dracului să fie ziua când ai venit în casa noastră! A dracului să fii spălacitul dracului! A dracului să fii tu când mă vreau să mai băgat în Aurica și băiatul nostru juvaierul! Gata, ajunge! Dacă odată mai zici ceva rău despre Relu, mă rup de tine și te arunc cerșetoare pe străzi. Mai trebuie să plec de aici. Altfel o iau la znor. Dau în mintea copiilor. Gata, mă, plecăm la mare. Nu am văzut-o niciodată. Lumea zice că e albastră și frumoasă. Și acum nu te mai gândești la nimic rău. Ce mă drag face aici? Dar ce fac? Umbli lucrurile mele? Nu, fac curat. Dar cine ți-a zis ție că trebuie să faci curat la mine? Da? Ieși afară. Ieși! De ce te poți mă așa cu mine? De ce mă urăști așa de tare? Pe fetițo. Eu nici măcar nu am timp să te urăsc. Pur și simplu, tu nu existi pentru mine, înțeles? Ieși! Și încă ceva. Nimeni nu umblă lucrurile mele, da? Ești foarte diferit de mine. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah.
veni, eu zic că va veni. Cânta-mă că nu am destul, mi se va risipi. Tot ce credeam a doua zi se prefăcea în fum. Nu știam că tu mă vei salva. De ce mama dracului stai? Bă, tu n-ai auzit când eu te stric? Pe ce că ești proastă? Mai faci și pe surda. Ce vrei? Aolo! Bă, trebuie să faci curățenie! Ai înțeles? Și să nu cumva să te crezi cenușărea asta. Dar poate să ți-ntre bine în casă. Că bagi în tine până te umfli ca un bă! Să ți-ntre bine în cap tu în casă asta, nu ești decât o servitoare. Simplă! Marș! Marș! Apă mâine după mine! Nu plată! Ia spuneți-mi mie, cum sperați voi să mă ajutați cu sechestru? Să o face parte din strategie și n-am voie să știu. Nu ne agiți nicio strategie. Noi vrem ca un holding offshore să preia afacerea cu totul. Și cu sechestru? Cum rezolvăm holdingul ăsta? Cu sechestru o să rezolvăm noi. Iar holdingul o să-ți preia afacerea și cu active și cu pasive. Este puțin. Dacă puteți să rezolvați voi cu sechestru, de ce nu faceți? De ce mai amestecăm holdinguri, firme străine și tranzacții? Păi, după ce preia firma ta, holdingul, se judecă cu statul român și gata. Înțeles, da, sigur. Și cât mi-ar oferi mie holdingul ăsta pe toată munca mea? Păi chemăm o firmă de audit să-ți fac o evaluare. Hai mă, stai, lasă. Procentual, eu știu că vine auditul și facem evaluarea. Procentual cât îmi oferă mie? Procentual? Da. 25% într-o bancă din Elveția, din valoarea ei. Fără negociere. Fără negociere. E, băieți, îmi pare foarte bine că m-ați văzut, că m-ați ascultat. Vă rog să aveți grijă de voi, să auzim de bine. Gigi, gândește-te, este ultima matale șansă. Băi, Zdreanță! Cu viitele astea mi-a zis și doctorul când aveam inimă de plastic. Și uite acum! O să mai hotărâi oricând să lupt până la capăt. Ia, Gigi, te rog eu, nu-mi purta pică. Ție, mă? Vouă, mă? Voi vă amintiți cuvintele lui Lăpușneanu când a fost mai zilit? Da. Când o să mă întorc, pe mulți o să popesc și eu. Nu e vorba de voi, vă prăpădiților. De aia din spatele vostru. Să le transmiteți. I'll be back. Vreți să vă achit nota? Nu, deci plătim noi, da, nicio problemă. Ieri noapte, pe calea ferată din apropierea comunei Dâlzaru, deci Zâmbovița, a fost găsit decapitat de roțile trenului cadavrului Marius Cusitaru, unul dintre liderii lumii interlope din București. După primele investigații, se pare că este vorba despre o sinucidere. Asupra victimei a fost găsit un bilet, iar motivul suicidului a fost dezamăgirea în dragoste. Marius Cusitaru fusese părăsit de curând de iubita lui, Raluca Senzual, cunoscută mai mult pentru aventurile ei amoroase decât pentru cariera din televiziune. Vai, dar nu pot să cred. Deci Marius al meu nu vine să cred. Nu mă mai chemă. Iată ce a scris bărbatul în biletul de adio. M-am rugat din inimă ca să te scot, dar fără tine viața mea, nopțile spustii și reci. Mai blestemat să nu am liniște, așa că am plecat de lângă tine. Adio, Raluca vieții mele. Deci, bună, Zdreanță! Zici mult că suferă fata, lasă-mă sau... Nu vine să cred așa ceva, era un om super deosebit care însemna mult pentru mine și eram foarte bun prieten și nu... Nu mă filmați, e devastat tot ce se întâmplă. Mi-am iubit, dacă știa că se întâmpla una ca asta, rămâneam alături de el, nu... Nu este vina mea, eu
Tu îl știai pe Marius ăsta? Da, fă, îl cunoștem. A, deci e cunoștință, cunoștință. Sigur că da. A, săracul de el, mă, tăticule, mă, m-ai văzut, mă, cum s-a suicis el de dragoste, mă, pentru nenorocitea și ce versuri scria, mă, tăticule. Da, fă, că era poet. Scria versuri cu pestolul pe prietenii lui. Te iubesc. Cum să-și ia zilele așa pentru o nenorocită virară a dreacu de curvă să fie? Dar nu e normal, nu? Tu ce faci acolo? Nu poți să pun mai e voastră pe mine. Păi dai, prost-o. Da? Săracu Marius. Păi te-ai iud, e scărbos. Lasă-mă drept. Băi, mă, fii, fără, îți dai noroc, ce ai? Te-a luat zdranța la... Bună, bună. Da? Da, zic, senzațională ideea asta, lui Cosmin, mă. A mers, mă. Cosmin. E, acum, cred că e momentul să facem și noi mutarea noastră. Cosmin, ce Cosmin? Ce-a făcut Cosmin? Eu l-am luat pe ăla de acolo, eu l-am omorât. Ce-a făcut Cosmin? Băi, Armando, tată. Tu ești un băiat tare, tare bun, dar prost. Dar nu pentru că nu știi cât fac radical dândoi, nu. Pentru că urăști așa gratuit și ura asta gratuită să știi că nu duce nicăieri, mă băiete. Să-ți mai spun ceva, Armando. Tu ești sângele meu. Asta nu ți-o ia nimeni niciodată. Ai înțeles? Ceva. Bă, urăști de pomană, mă, asta am vrut să zic. Acum ai înțeles? Mulțumesc, tată. Și acum ce facem? Păi te duci în bârlogul lui cuțitarul ăsta, unde e doliu mare. Pare rău, asta e viața. Vezi ce fac oamenii aia lui, care probabil că jelesc, plâng toți. Dar nu te duci cu mâna goală, fii și tu, băiat ciupit, te duci supărat. Și cu o ciocolată mare, dar să fie neagră. Fără alune, fără dulce, fără fistic, fără... Și zile că o să câștige mult mai mulți bani, fără să comentezi nimic. Bani. Și după aia? Răbdare. Răbdare. Dar dacă vor să ia ei afacere? Dacă o să avem răbdare. Vezi, tu n-ai răbdare, mă. Vorbești peste mine, de câte ori să spun să nu mă contrazici? Deci dacă noi o să avem puțină răbdare, Armando, o să colectăm și taxele și zi ce vrei să zici. Dacă cumva ne ia ăștia afacere? Da, zile aia, că le omorâm mama, tata, bunica, nepoții, cumnații, verișorii. De ce râzi? Iartă-mă, dar mi-a convenit să vrei afacerea. Da? Da. E, îmi pare rău că te dezamăgesc, dar nu cred că-s așa de fraier cum crezi. O să ia banii și tac. Aia ai încredere în mine, hai. Păcat. Televizor ca un scabunită la Marius cu țătarul ăla. Zice acum la știri unde dracu e colo tolele, tele colo alea, cârbii de alea, dar te uită foarte la televizor. Auzi că zice că a murit la Marius cu țătarul. Dă drumul mai repede. Taci, fă-ți în gură că s-a terminat știre. Taci, dracu-ți în gură. A fost la televizor? A fost la televizor, s-a văzut-o și s-a terminat. Auzi că s-a suicis în dragoste ăla. Pentru vagabondă nenorocită, auzi că s-a pus cu gâtul pe șina de fer și a trecut trenul peste gâtul lui și a rămas trupul de făcea așa. Ce nenorocire, ce nenorocire. Cum s-a, cum l-a făcut aia de la meteo, auzi, corva aia de la meteo care prezintă vreme caldă, vreme rece. Cum l-a făcut, ia uite, așa l-a făcut, în sânge l-a făcut. Da-și fă dreacului că nu l-a făcut nicio meteoriloagă. A făcut Don Oceanu că avea nevoie de spațiu ca să-și extindă o afacere de protecție pe cer. Taci, dracu de gură. Aolo. Dar ce noroc pe Don Oceanu ăsta.
Cum avea el nevoie de o afacere de asta? Hopa că a murit Marius cuțitarul și a lăsat lui, uite așa, afacerea mai bănoasă din tot Bucureștiul. Ce noroc pe domn Lucianu ăsta! Asta ai înțeles tu, fă! Dar ce, trebuia să înțeleg altceva? Nu, nimic, ai înțeles foarte bine. Ia uite, dar ar dracii să dea nea de viață. Ce noroc pe domn Lucianu ăsta! Hai, taci, fădă. Tu ce dracu ai păzit, mă? Ochii tăi unde era? În fundul lacului era. E, căutai peșteșorul de aur. Ia uite ce noroc pe ăsta. Firea era dracu de viață. Hai, taci, fădă, gură odată. Ia du-te tu. Du-te în bocătărie, fă ceva. Spală-te pe cap, să nu mai te aud. Haide! Dacă bine zici. Bă, Aurica, am venit să-ți spun să-l dai afară pe Cristofor din casa noastră. Păi plec și eu cu el, mă. Nu, nu tu, mă. Asta nu mă să plece, asta care ponegrește amintirea la copilășul nostru mort, Aurică! Plecă în lume, fă! Oriunde, numai să nu mai te văd, să nu mai te aud! Nu mă lăsa singură, mă, Aurică, la necaz, mă! Trebuie să spălăm obrazul la copilășul nostru mort, Aurică! Unde să pleci tu acum? La bătrânețe, Aurică, că noi toată viața am stat acilișa în șatra asta, Aurică! Păi da, m-am gândit și eu să plec! Cristofare, e departe mare asta, mă? Nu se mai aude vocea Spaniei până acolo, nu? Hă? Miruide. M-am prins. La ce televizor te uiți tu? Nu, l-am văzut pe Armando plecând și mi-am dat seama să duc. Zahăr? Lămâie? Hai, să mergem minte. Păi de când beau eu cu lămâie? Dar-mi place că îți merge minte. Lasă-o așa, lămâie. Deci, Miruia s-a făcut, mesajul a fost primit de cine trebuie, așa că ia și tu un loc. Păi nu-i dai și lui o cafea? Ce faci? Da. Regina, tată. Hai, te rog eu, du-te. Du-te că nu ești în stare de nimic. Hai. Te-ai fript? Rău? Da. E, lasă că-ți trece. Ce ți-a făcut? Nimic. Hai, lasă că nu-s născut de ieri de azi. Văd și eu clar că nu-ți place de fata mea și nu înțeleg de ce. Ia zic, care-i treaba? Să moară familia mea. N-am nimic cu ea, doar că nu prea sunt obișnuit cu femeie până casă. Nu înghiți, nu? Nu înghiți, sigur? Nu. Tare, nu e nicio. Vorbești cu ea să nu te mai deranjezi aici acolo.